Am marcat la prima ocazie, iar la fază fixă. Martin are o serie impresionantă pentru un jucător care nici măcar nu joacă pe poziția lui și oricum e jucător defensiv. Da, are la egalitate, are 3 goluri în ultimele 3 meciuri și goluri foarte, foarte importante. Mă bucur pentru el, mai ales că a traversat o perioadă dificilă, a fost accidentat și n-a avut ritm. Acum ușor, ușor își întâlnit să termine campionatul. E un jucător care contează foarte mult pentru noi, pentru că are un spirit extraordinar, asta am mai spus-o, dar îmi face plăcere să o repet. Ați avut puțină teamă, meme, ai avut puțină teamă în a doua repriză, după o primă repriză extraordinară, a doua repriză, parcă Brașov a venit așa peste voi. Mi-a fost frică atunci când am ratat ocaziile alea uriașe. Deci a avut Ruse 2 ocazii uriașe, bara lui Tase, și încă niște acțiuni în careul lor. Și atunci m-am speriat, pentru că știți foarte bine că în fotbal, în momentul când nu concretizezi, se poate întâmpla să primești gol. Și probabil că dacă am fi primit gol când mai erau un sfert de oră, să zic, era greu să revenim. Urmează derby de România pe Stadionul Național, peste 50.000 de oameni. Cum va fi? Urmează, nu știu dacă vor fi peste 50.000, până acum am vândut aproape 20.000 de bilete și eu cred că se va umple stadionul, 51.000 de bilete cât vor fi scoase la vânzare, se vor epuiza, mai ales după rezultatul ăsta, mai ales după ce se aude că se poate întâmpla la TAS, pentru că e o informație care circulă și e confirmată din foarte multe surse. Vom vedea ce se va întâmpla. Refer la Vazului, la punctul înțeles, bineînțeles. Și asta schimbă datele problemei, pentru că deja în situația în care noi vom câștiga joi, e dificil, dar dacă vom câștiga joi, CFR-ul are 2 meciuri în care se poate încurca și vor juca cu titlul pe masă, ceea ce ne-am dorit la Cluj. Ne mai vorbim de faptul că Vaslui are un meci la Galați foarte dificil. Dacă au câștigat, au o serie impresionantă, la Galați cred că poate să fie un cap de linie, pentru că acolo sunt ambiții foarte mari și acolo e o echipă în fața căreia e foarte greu să te impui. Nu cred că trebuie o motivație suplimentară pentru Galați, pentru că știm cine se ocupă de echipă și știm cu cât ardoare își vor apăra șanse. Acum, pe noi ne interesează doar să reușim să ne învingem rivalul de viață și îmi pare foarte rău că nu va putea juca Stefan Nicolici. A primit un cartonaș galben la o fază care sub nicio formă nu reclama asta. E păcat că un jucător care în mod normal începea titular, pentru că era vorba de rotație și la noi, pierde ocazia de a juca împotriva unei echipe pe care îți dorești să o bați, pentru că asta e farmecul și de aia e derby de România și de aia e meciul care suscită cel mai mare interes, pentru că este Steaua Dinamo. Pleacă Steaua favorită în acest derby de România. O recomandă rezultatele și forma de moment? Eu cred că Steaua a jucat un fotbal superior majorității echipelor care sunt în prima parte a clasamentului. Dinamo beneficiază de faptul că a jucat împotriva Mioveniului și că și-a permis, a avut o partidă mai lejeră și și-a permis să nu folosească jucători importanți, că n-a pierdut niciun jucător în urma unui avertisment, că a jucat cu o zi înaintea noastră, dar deja cred eu că asta nu mai contează atât de mult, pentru că ambiția este atât de mare, dorința noastră este atât de mare încât băieții pot trece peste, știu eu, handicapul programării partidei de la Brașov la mai bine de la 24 de ore după ce a jucat Dinamo. Important e să
intrăm concentrați și cred că se poate. Meme, cu o săptămână înainte de acest final de bun de campionat, este CFR principala favorită la titlu în această triadă, ca să spun? Are puncte multe. Puncte foarte multe. Normal. Și până acum a reușit în ultimele două partide să câștige 4 puncte în ultimele secvențe, ceea ce contează enorm. Dar cred că Mioveniul poate să furnizeze o surpriză uriașă marți. Iar după aia aștept, sper să fiu fericit și vineri să mă aflu pe Cluj Arena pentru a urmări un meci pe care, dacă nu eram înregimentat, îmi doream oricum să-l urmăresc la fața locului, pentru că este un alt derby unde poate ambițiile sunt și mai mari decât la Derby de România. Mulțumesc frumos, mai mult. Horia, vom reveni de aici, de la Brașov. Da, mulțumesc mult, a fost Silviu Bordei, noi suntem aici cu Sorin Cârțu, Andrei Vochin, Gazeta Sportelor și Alin Buzărin de la ProSport. Nu uitați, o să vă prezentăm cât de curând imagini senzaționale și de la festivitatea de premiere a Realului, Real Madrid, se știe deja, încă de la El Clasico, când au câștigat la Barcelona, că vor fi campioni Spaniei, dar festivitatea din această seară a fost grandioasă. În câteva minute rămâneți aici la Fanatic Show, veți vedea imagini uluitoare, fabuloase, care arată ce înseamnă Real Madrid, poate cel mai titrat, poate cel mai, știu eu, senzațional, poate cel mai aristocratic și mai mare club din lume, probabil din toate timpurile. Veți vedea imagini fabuloase, repet, a fost o festivitate în această seară, care pe oricine, și dacă nu-ți place fotbalul, tot se ridică pielea pe tine, tot te furnică pielea, tot ai niște emoții fantastice, repet, ceva în stil grandios făcut de Real Madrid. Aline, luptă în trei! Da! Luptă în trei, două se străduse să se mențină. În continuare, CFR-ul, după părerea mea, are prima șansă.